Bună, dragi cititori! În episodul de astăzi al proiectului săptămânal Personaje literare care m-au marcat, vin cu romanul Urme pe prag de Alexei Marinat. Una din personajele principale ale acestui roman este Sanda Panuș, fiica lui Octavian și Oanda Panuș, o absolventă de liceu care, alături de câțiva colegi și buni prieteni de liceu, se pregătesc pentru examenul maturității, susținerea bacalaureatului. În acel an, Sanda avea de susținut nu doar bacalaureatul, dar și examenul de admitere la universitate. Cu toate că rămăsese încă puțin timp, Sanda nu știa încă ce facultate să urmeze. Sanda prietenea foarte bine cu Serghei, un tânăr de seama ei. Părinții lor au fost prieteni în copilărie. Tatăl lui Serghei era director de școală, iar mama lui decedase ceva timp în urmă. Serghei avea talent și cânta foarte bine la vioară. Ținuse doliu 40 de zile. Alături de un grup de tineri interpreți format din Sanda, Serghei, Sorina, Petrica Ivașcu, Senia Fișer, Genia Crivencu, au creat o trupă de artiști amatori ciocărlie țiganului. Erau cei mai buni în regiunea lor. Lucrurile devin mai tensionate după ce vine un necunoscut la miez de noapte la casa familiei Panuș și lasă urme în cimentul proaspăt turnat pentru prag. Liniștea casei se ruinase, iar evenimentele următoare te țin într-o permanentă alarmă. Vă invit să descoperiți acest roman la biblioteca Onisifor Ghibu.